alt desen. O să zic aici placă. Și să închidem și celelalte armături, le vedem pe urmă. Pentru placă, pașii sunt ca la planul de cofraj. Deci fac întâi o vedere cu modelul. Și prin această vedere facem o secțiune. Creare secțiune, vedere sub planșeu, da? Și secționăm sub nivelul planșeului. Dacă nu puneți DAO-ul ăla, poate să iasă oglindită reprezentarea. Bun, nu trebuie axe, momentan să-l las așa. Ce am de făcut? În primul rând trebuie să localizez golurile, pentru că asta era și la cofraj de discutat, ca să-mi dau seama unde e gol și unde este efectiv placă. Că momentan, dacă mă uit așa, nu mă prind unde e golul. Acum e și un gol imens pe ochiul ăsta, dar în general vor fi mai multe goluri de instalații pe lângă stâlp. Și ca să ne dăm seama că ăla e un gol și nu este un stâlp, intrăm în setările acestei vederi și alegem la definiții suprafață, pixel din textură, umpluturi din culori, îi dăm OK, OK, și atunci ce are față de beton, asta de fapt ne uităm pe sub și e pus rabătut. Deci unde există efectiv un gol, nu are beton, e gol. Unde e beton, e cu textura de beton. Eu să mai introduc un gol de instalații, fiindcă, de fapt nu-l introduc încă, că vreau să simulez realitatea. Adică instalatorii sunt ultimii care o să-și facă treaba și o să vă trimită golurile și până ați terminat de detalia placa, nu o să primiți golurile. Adică vă pot... Bun, deci vom arma, când armăm, practic e altă filozofie la armarea de placă. Deci, o filozofie în alt plan este să facem o formă de bară și să o repartizăm după o direcție, cum am făcut până acum. Am folosit și elemente FF care sunt predefinite, niște scheme de dispunere a barelor și se adaptează pe cofraj, iar acum un alt model este armarea de suprafață. Armarea de suprafață înseamnă că îi fac un poligon, stabilesc o regulă de distribuție a barelor și el mi le face după acel șablon. Oricât de complicat ar fi, după el se ghidează. Și atunci îmi ies armăturile corespunzător. Inclusiv voi face pe zona circulară. Dar în exemplu ăsta o să împart pe două zone. Deci o să fac, vreau să ambare cu minți pe zonele astea și apoi pe partea asta o să armez zona circulară și pe urmă îmi fac niște ancoraje în armătura asta curentă. Deci în prima fază o să zic introducerea armare suprafață, scad acoperirea cu beton, -003, deci am scris minus acoperirea cu beton și observați că e un offset față de cofraj. Eu fac click pe cofraj, el face un offset, fiindcă acolo o să-mi termine barele. Și am zis că în prima fază vreau să abordez doar dreptunghiul, deci dau două click-uri diagonal opus escape și vreau să scot și golul ăsta din discuție, fiindcă el în prima fază mi-ar pune barele așa, pe o direcție. O să îi spun aici introducere gol și mă asigur că butonul ăsta este activ, detecție suprafață, ca să-mi iau automat golul. Ori iau fix golul ăsta care ocolește stâlpul, ori pot să iau prin două puncte diagonale să fie un gol dreptunghiular în armare. Deci ăsta e un gol de armare ce introduc aici. Numai că golul ăsta ar trebui să aibă acoperirea inversă, deci să aibă o acoperire pozitivă. Deci când introduc golul, în partea de jos am și valoarea acoperirii cu beton și îl dau cu valoare pozitivă, deci să meargă în exterior. Ați văzut contura automat, dacă vreau să fac manual ca să nu am aici o bară un pic mai lungă decât celelalte, să am mai puține mărci, vin pe zona aceasta, escape. Și acum să iau
o cotă. În general își citește automat cotele, dar nu putem fi 100% siguri. Și atunci poți să culegi o valoare, este valoarea cotei inferioare a plăcii. O culeg de pe aici. Dacă era în reprezentare filară, vedeam și pe partea cealaltă. Aici punem grosimea plăcii. Pe el îl ajută în momentul în care spun acoperirea cu beton. Deci în funcție de ce îi spun aici, știe dacă e armoara la partea superioară sau la partea inferioară. Evident, primul strat, că după o să mai crească. Să zic 2,5 cm, îi dau OK. Și el o să facă o propunere, este exact ca la formele de bară. Deci el pleacă cu 12 metri, s-a oprit, face suprapunerea. Și observați că dacă e o armoară inferioară, cum am plecat, face suprapunerea fix în câmpul unde au momente maxime. Acum mă uit un pic și la cârlige. O să dau niște cârlige mai mari, 0,1 cu 0,1. Sunt diferite forme, mai simple, mai complexe, parametrice. Le dau OK. Nu mă aranjează deloc suprapunerea aici. O să încerc din partea cealaltă. O să-i zic schimbare punct de inserție. Și pur și simplu am mutat în partea cealaltă. Deci nu am rezolvat problema. Și atunci trebuie să o rezolv un pic altfel. Până una alta vreau să-mi schimb și diametru. Deci barele să fie pe diametru urmărit de mine. O să-i zic că fi 8. I-am dat pasul la distanță de 15. Și aici am suprapunerea. Nu sunt de acord, pot să-i schimb valoarea cu cât doresc eu. Și pentru a muta zona asta de repartiție pe un reasm sau în altă parte unde nu am moment maxim, mă duc în parametru repartiție și aici am odată sistemul de crearea mărcilor. Deci ce se întâmplă? Pentru secțiuni mai complicate, imaginați-vă că avem un radier care are forma asta, un radier de pilă, pot să stabilez dacă am mărci unice sau aceeași marcă și să-mi dea un subextras de mărci variabile. Adică pot să zic că la partea inferioară am marca 1, mărci identice și apoi îmi dă un extras cu toate subvalorile sau să îngrupeze pe zonă până într-o anumită toleranță ca marcă variabilă și la fel să-mi dea subextras. Să las diferite și totodată putem să alegem unde să facă suprapunerea, dacă să facă suprapunerea în aceeași secțiune sau să o facă alternant. Asta complică un pic planșa, fiindcă practic prima bară începe într-o parte și se suprapune într-un loc, următoarea se va suprapune în celelalte zone. Deci dacă îi zic des, o să se suprapună odată aici, odată aici. Cum e cumva corect, adică dacă pleacă o fisură să nu se ducă prin toate zonele de suprapunere. Și aici am lungimea primei bare. Deci dacă nu mă aranjează cu 6 metri, pot să o schimb la 12 metri. Să vedem. La 12 metri tot nu am rezolvat problema. O să zic 9 metri. Și din partea cealaltă să începem. Și dacă nu găsesc o soluție optimă, atunci trebuie să fac mai multe poligoane de armoare. Deci nu am o soluție foarte clară să acopăr pe toate zonele. Să vedem, deci dacă las la 12 metri, nu mi-o convine deloc. Deci, practic, va trebui să iau o decizie privind acest poligon și să fac o suprapunere diferențiată. Ori mai reduc poligonul acesta în zona unde aș agrea o suprapunere și mă lungesc cu bare de pe partea cealaltă, ori trebuie să fac mai multe poligoane prin care împart și astfel să obțin. Să las așa momentan și după mai facem modificări, adică o să mă retrag cu marginea asta spre interior, încât să las doar niște ancoraje spre barele astea circulare. Totodată, pe plan, pot să le afișez pe toate, lucru care nu este de dorit, sau să afișez una rabătută și cu o linie de cotă să-mi controlez zona de suprapunere. Ce bară este reprezentativă. Și o să facă roșii barele pe care doresc să le utilizez în detaliere. Aleg aici o armătură. Mă întreabă pe ce parte să o fasonez. Eu convențional privesc de jos în sus și de la dreapta la stânga, deci o culc pe partea aceasta.
Și atunci o să pun o linie de cotă ce marchează repartiția. La plăci, în general, punem și un indicator pe bară, un cerculeț. Fac clic pe bară, clic pe bară și aici o să pun detalierea acesteia, pot să activez și lungimea. El o pune la 30 de centimetri pentru că am făcut o armare alternantă. Deci ea este la 15, dar marca asta 1, care e mai lungă, este la 30. Dar vine și din partea cealaltă la 30 cu un decalaj de 15 centimetri. Deci e corect ce a reprezentat. Așez eticheta. Și apoi mă ocup de următoarea din șir. Îmi aleg una relevantă pentru mine. Aici văd că a trecut la următoarele. Da, pot să le ascund și ulterior, dar ciudat că nu m-a lăsat să le ascund. Că, în mod normal, este procesul de ascundere și apoi cel de etichetare. Pot să le ascund și ulterior cu funcția modificare reprezentare repartiție. Deci să zic că clic dreapta, modificare reprezentare repartiție și zic să mai afișeze doar câte o bară rabătută. Și pe ce parte. Și atunci curăț modelul. În mod normal, el mă ajută cu pașii intermediari, încât să facă pe rând operațiunile, adică am așezat bara, i-am pus linia de cotă, dar pot în orice etapă să revin și să simplific reprezentarea. Și, în general, e bine să alegeți bare mai depărtate ca să fie foarte clară cotarea suprapunerii. Și se face un pic de curățenie. Acum, pe modelul ăsta colorat, e și un pic mai ușor de urmărit câte o bară față de varianta negru. Acum am și primit ieri întrebarea, dar cum de s-a putut să se lucreze fără culori? Întrebați pe cei care au lucrat. Nu le aveai? Nu. Pentru că au alb negru. Ok. S-au descurcat. Dar acum e disponibil și e foarte bine. Ok. Iar detalierea se face tot cu linie cotă text, deci nu e o funcție nouă față de ce am făcut la detalierea unei grinzi. Deci se așează linia de cotă și apoi se pune textul. Textul citește dinamic ce se întâmplă acolo. Deci asta e armarea de suprafață, de pe aceasta căutam să o prezint în cadrul acestei aplicații. Se face o zonă în care se dispun armături. Deci el va dispune armături după o regulă dată de noi. Regula fiind numărul, diametru, pasul, lungimea barei de pornire, cârligele. Și avantajul este că acest chenar galben este dinamic și îmi actualizează modificările ce pot apărea. Dacă se lungește placa și trag și de chenarul ăsta, pleacă și armăturile. La fel și la celelalte elemente armate. Dacă dau stretch cu tot cu elementul 3D activat împreună cu armătura, pleacă și aceste ansamble. Deci pleacă armătura, pare să urmărească cofrajul, dar eu de fapt fac stretch-ul pe două elemente. Asta se întâmplă în spate. Deci detalierea constă în identificarea elementelor și poziționare. Momentan e doar armarea pe direcții. Deci e o armare la partea inferioară pe o direcție. Bun. Acum vreau să simulez un gol care o să apară, un gol de instalații, un ghenă. Și practic ce se întâmplă? Șeful de proiect care gestionează modificările a primit tema de la instalator, a primit un DVG și începe să pună goluri. În timp ce eu făceam planșa de armare. Deci el lucrează pe calculatorul lui și aici o să pună un gol. Undeva. O să-l pun aici. Da. E cel mai bun loc de pus un gol, dar l-am pus acolo. Și acum revin la ce lucrăm noi. Dacă fac dublu clic pe un desen în structura de clădire,
îmi activează doar desenul respectiv, dar e o metodă foarte rapidă să curăț. În loc să dezactivez desene și apoi să activez, pot să activez pe cel dorit și apoi dau click pe o vedere asociativă și mi-activează numai elementele de care este legată vederea asociativă. Deci nu trebuie să fac iar configurația respectivă. Cred că am pus golul în altă placă. Ia să vedem. De fapt, nu, cred că în alt desen. Deci noi am detaliat. Ah, da, l-am pus în, da, deci practic eu am armat, asta e placa de la alt etaj, de la parter, dar mie îmi trebuie mai jos cu un nivel. Deci eu vreau în această placă, iar asta e placa de peste parter. Între 3,25 și 3,40. Aha, și aici văd că am golul. Înseamnă că armarea a fost făcută pentru placa de mai jos. Văd că încă e aici un gol. E în placa de mai sus. Placa de peste subsol, da, dar mie trebuie în placa de peste parter. Dar să dezactivez pe celelalte, că creează etajul, nu mai am nevoie de el. Da. Deci am pus în... aveam și activat și etajul și mi-a luat prima placă pe care o vedeam de sus. Și am copiat golul. Armătura nu o să se actualizeze automat. Deci modificări de armătură trebuie să și le asume inginerul, mai ales că oricam strică și planșa. Și atunci mă duc în armoarea 3D. Deci golul l-a făcut altcineva, responsabil cu cofrajul, cu modelul 3D. Iar eu lucram la planșa cu placă. Și orice modificare apare în modelul 3D și a fost declanșată de oricine, se actualizează în toate planșele. Deci acum se vede că dacă las placa cu textura asta de beton și în general fac așa în special cum vreau să identific rapid niște goluri, ca să nu le încurcă golurile cu stâlpii, îmi las pe armare și atunci se vede clar unde e golul. Și o să trească să tai armăturile de pe golul acesta și apoi să fac și un bordaj acestui gol. Cum se face lucrul acesta? În ideea în care am terminat și detalierea, se face click dreapta pe oricare din armăturile din acest poligon de armare și în general vor fi 4 poligoane minim, fiindcă armăm 2 rânduri jos, 2 rânduri sus și prin ele, dacă apare un astfel de gol, trebuie intervenit. Intervenția se face prin click dreapta, modificare, geometrie, repartiție. Și aici o să-i spun introducere gol. Și desenez golul cu acoperire pozitivă de beton, 3 cm. Două clicuri diagonală. OK. Și acum a tăiat armăturile. Dacă aveam mai multe plase, trebuia în fiecare rețea de bare să intervin. Și automat am culori noi, deci barele astea au devenit alte mărci și le curăț și pe acestea. Adică curățatul înseamnă că modific reprezentarea repartiției, să-mi dea doar una. Acolo e doar una relevantă. Iar prin cotă și doar dau dublu clic dreapta pe un element ca să reclanșeze comanda, se înțelege câte sunt ca bucăți.
Deci oricând pot să detaliez o armătură și să spun despre ea mai multe informații. Bun, asta e individuală, bara asta, și la individuală pun cu radial sau pun cumva că e o singură bară FIO. Și pe aici s-au făcut niște modificări, fiindcă în momentul în care am trântit golul ăsta, mie îmi strică mărcile. Dar asta se întâmplă. Un gol înseamnă că barele trebuie de altă lungime ca să nu le tai pe șantier. Deci modificare, reprezentare, repartiție și în el facem, curățăm toate repartițiile. Deci întâi se ascund barele și după aia se etichetează cu sistemul acesta, linie cotă e mai bun pentru plăci, cum dau zonele. Bine, pe asta cred că am mai pus-o. Bun, deci astea sunt barele din placă, de pe o direcție. Pe direcția cealaltă o să facem mai repede, că nu mai dau suprapunere decalată. Deci o să-i zic doar armare suprafață și de data asta pot să preiau forma. Deci am ales armare suprafață, preluare, preiau de la oricare dintre bare acest cofraj galben. Deci practic prin asta îmi stabilesc pe unde duc armăturile și programul o să întoarcă cu 90 de grade și o să și adauge acoperirea barei anterioare. Deci dacă aveam 2 cm jumate, am mai adăugat 8 mm diametru primului rând de armături. Le-a orientat cu 90 de grade și ziceam că o să-i zic să-mi fac în aceeași secțiune ca să-mi iasă mai puține, dau OK ca să meargă un pic mai rapid detalierea. Și aici aleg o armătură. Deja lucrurile devin mai complicate pentru că e foarte mult text. De multe ori renunț la lungime fiindcă apare pe extras, ca să am loc de ceva, că în cel mai simplu caz avem 4 straturi de armare, dacă avem un gradier putem să avem și mai multe. Și în orice caz se aranjează. Acum eu am și simplificat destul de mult procesul acesta. Deja se fac un pic pe zone, că nu e atât de treabă proiectantul să vă dea FIOPLA 15 peste tot. El o să vă dea zone, orchiuri, plăcile sunt variabile în general. Dar cam așa se face, deci se fac zone mai mici în funcție de armarea necesară. Deci nu o să avem o armare atât de simplă. Dar operațiunile sunt aceleași indiferent de ce avem. Deci, pur și simplu, diferența este că zonele vor fi, grupările zonelor va fi mai mare. Deci sunt mai multe zone prin care ducem barele astea, dar în continuare ne dă mai multă libertate decât a face bară cu bară. Adică uitați că operațiunile pe care le fac sunt doar să pun linii de cotă, să ajustez și să joc din marginile astea ale cofrajului pe unde vreau. Dar, în realitate, mie îmi trebuie un foarte bun control al zonelor de suprapuneri și de asta, de multe ori, nu sar cu ele mai mult de 12 metri și nici mai mult de, să zic, de o suprapunere. Și acolo s-ar putea să mai intervin. Dar, măcar, lucrurile sunt clare. Adică avem o zonă în care s-au distribuit armături și apoi etichetează el mărcile și asta ne salvează destul de mult timp.
Ok. N-are sens să stau să le ascund pe toate acum, că am complicat eu modelul destul de mult. O să dau skip cu cum armura 3D există, adică detalierea pot să o fac și ulterior, nu trebuie din prima. Și ca idee o să fac și armura superioară. Eu, în exemplu ăsta, o să o fac continuă și vă arăt ce înseamnă zonarea asta de armare pe bucata asta. Deci că mai fac o altă zonă cu bare. Dar momentan să termin aici să fie o rețea și sus și jos. Deci în continuare se zice armare, preiau un cofraj, dau de sus tot 2,5 cm. Fi 10, până la 20, doar așa să fie alt pas. Ok, și dau escape la partea asta de detaliere. Și mai armez odată pe direcția cealaltă. Preiau de la barele astea. Și o să pun eu, fiindcă n-am mai nimerit-o pe aia de sus, 0,025 plus 0,1, cât am diametru barei de sus. Și în orice caz am doar o rețea ortogonală de bare, sus și jos. Încât să fie gata armarea. Ele trebuie acum ajustate, adică să-mi aleg, fiindcă deja avem cel puțin 4 bare într-o secțiune, trebuie să ajustez pe care le arăt, pe care le ascund, unde pun linii de cotă, ce texte, deci e puțin de lucru în partea de estetică și înțelegerea planșei, că în faza actuală nu se poate executa, ca și cantități sunt bare dorite. O să trasez o secțiune prin placă ca să vă arăt cum punem și caprele sau distanțieri. Deci am făcut o secțiune și aici se văd armături. Întâmplarea am trecut cu secțiunea prin nucleul acesta. Și aici o să introducem distanțierii. O să-i zic formă bară. Și aleg distanțier. Și acum dau acoperirea cu beton. Acoperirea trebuie să o calculez. Deci, în principiu, un picioruș vine pe sub ăsta. Hai să zic un fi 10. Și va sta plasa de sus pe el. Deci trebuie un pic să mă uit la acoperire. Adică față de sus. O să am 0,025 plus 0,02, deci am cam de 2 ori fi 10. Și acum vin cu asta sub, de desubt o să am 0,25, că atât era acoperirea de jos. Și lățimea, cam cât luați voi la cap, e jumătate de metru sau 0,3? 0,3? Ok, deci ca să stea. Deci am făcut detaliu pe o secțiune. Deci, în principiu, fac forma de fasonare pe o secțiune. Și apoi trebuie să fac repartizare. Dacă fac repartizare 3D, se văd frumos în 3D, dar ne distrug planșele și ne chinuim aiurea, după aia scăpăm de ele. Și atunci e un pic altă abordare. Se calculează, se face o distribuție pe metru pătrat, 2, 3 pe metru pătrat. Și în funcție de aceasta calculez numărul extras. Adică îi fac un mod special de repartiție, repartizez una, zic repartiție unitară în loc de repartiție liniară, clic pe marcă și o pun undeva aici. Fac un clic într-o vedere, că asta e o condiție, și pot să o poziționez oriunde. Deci e doar ca o formă pusă. Și repartiția unitară înseamnă că am pus o singură dată. Puteam să dau un factor element și o mulțea din prima, cu numărul de bucăți. Ok, în schimb o să fac un pic diferit. O să aflu ce arie am, care este aria plăcii, și o mulțesc cu un număr de... cu un consum de
3, 4. Zicem 3 capri pe metru pătrat. Deci îmi trebuie area plăcii și astea pot să o scot, mai ales că forma aici e atipică, din cofraj. Aici o să aleg, o să scot o listă de cantități de cofraje pentru placa asta. Aici am doar plăcii, bine. Deci fac, pot să fac filtru pe... Dar nu, am scos volumul, mă interesa suprafață de cofrare, cofraj, planșie, vedere inferioară și pot să dau tot cam doar plăcile astea activate aici. Și iau un total de aici câți metri pătrați. Deci am zona asta circulară. Deci am un total parter 200 de metri pătrați și aș pune 600-700 de capre. O să, ca să schimb lucrul acesta, fac click dreapta pe schemă și zic modificare. Marcă. Și aici schimb numărul real. Deci mă interesează în extras câte bucăți am. Dacă vreau neapărat, pot și aici să copiez mai multe, deci unde am creat forma respectivă, le distribui real, dar apoi compensez, adică mai adaug cât mai am trebuit până la 600, deci ca să fie cât de cât reprezentată, unde să pună și cum să o dispună, dar să nu complic modelul 3D și apoi toate planșele pe care le fac. Iar apoi, dacă vrem să realizăm și un bordaj sau un detaliu de bordaj, facem o secțiune. Un plan. În dreptul acestui gol. Dacă e secțiune în plan, atunci fac un click în interiorul cercului. Și o să izolez un pic zona aceasta. O poziționez deoparte. Și acum vreau să curăț armăturile astea, că nu se înțelege nimic și nu am ce să fac. Dacă vreau să șterg ceva din vedere, nu o să șterg niciodată cu delete. Dacă dau delete, o șterge de tot. Deci vreau doar să nu văd aici în vedere nicio armătură. Ori zic ștergere din vedere și fac filtru după armarea cu oțel. Asta este o metodă. Deci le șterg doar din vedere, armăturile sunt în continuare acolo. Sau alternativ, pot să zic că e o planșă tip cofraj, ca să mă asigur că nu mi-apare armătura în alt desen. La orice vedere asociativă am posibilitatea de filtru și dacă am pus filtru pe cofraj, atunci rămâne curat. Ei, și apoi îl pun la loc, că totuși vreau să-l armez și nu le mai aduce. Pentru bordajul acesta sunt niște forme predefinite. Eu o să fac o construcție de ajutor, fiindcă el practic o să fac un bordaj cu niște carcase de bare, dar trebuie să știe până unde merge cu etrierii. Și în general mă gândesc la un 25. Mă apropii de colțul ăsta și dau aici 0,25, dar în convenția de semne, adică minus 0,25 că merg în stânga, 0,25 în sus. Deci exact ce făceam la exercițiul de încălzire prima ședința noastră, să lucrăm din coordonate relative, asta fac și aici și la asta ne ajută de fapt construcțiile 2D, să dau un mic suport, deci de linii de construcții. Acum revenim la inginerie, armare, elemente armate FF. Și pot să aleg în dreptul goluri, deschideri, un șablon. Și aici șablonul poate fi mai simplu sau mai complex, cu diferite tipuri de bare. Aleg etrierii, zic fiu 8, pot să pun un fiu 8 la tot. Și apoi ăștia sunt etrierii, pot să aleg tipul etrierilor, să fie etrieri închiși sau etrieri deschiși. Pe fiecare latură pot să bifez pe ce latură doresc sau nu doresc. Care să fie pasul, curent, cu 0,15 și forma
triunghiului. Am dat pe patru laturi, barele longitudinale. Aici vorbesc despre diametru barelor longitudinale. Să zicem fi 12 pe toate patru laturile. Și mai avem undeva și acoperit cu beton aici, ca să fie un pic decalate. Carcasele să nu vină etrierii unii între alții sau barele longitudinale, pot să fac acest decalaj. Deci acoperirea asta e bună, dar pe direcția asta la altă aș da o diferit. Îi dau OK și practic, cum v-ați obișnuit, se ia forma și forma asta trebuie pusă în vederea unde văd cofrajul pe aliura aceasta. El se adaptează la dimensiunile reale. Deci dacă îl duceam aici, el o să ia invers și să oprește în placă. Ăsta e motivul pentru care am făcut construcția asta de ajutor. Și apoi repartiția se face automat pe acel buton. Acum culorile astea noi le înfrânează un pic până își pune pe fiecare marcă, că în general venea instant detaliu. Dar oricum e mai rapid de noi decât noi să stăm să punem bară pe trierii. Deci. Ok. Și acum el încă nu a pus chiar corect, adică noi vrem câte 4 bare să fie în colțul etrierilor, trebuie să mai simetrizăm. Deci funcții de oglindire, pe care sunt exact ca la 2D, completăm, streciuim carcasa, o adaptăm, deci rezolvăm și bordaje de goluri în această manieră. Și acum avem și posibilitatea cu Python Parts să dispunem niște goluri. Eu o să vă arăt când armăm peretele. Nucleul central. Dar așa se lucrează, se schimbă diametre dacă ne răzgândim. Deci e o combinație de lucru parametric cu un lucru manual, pentru că orice parametric are o limitare. Nu o să poată să facă în orice situație, dar desigur dă un start bun. Deci dă un start sănătos pentru observarea unui detalii. Deci observați că curățând armătura pot să fac în anumite zone mai complexe să detaliez doar anumite bare, adică nu mai pun detaliu de bordaj pe planul principal sau dacă îl pun nu vorbesc despre el, ci vorbesc de o parte și eventual las niște axe să înțeleagă unde e poziționat și pot să creez și o secțiune prin el încât să scot detalierea. Eu să vă mai atașez un film în care arată cap-coadă și până la punerea în layout a detaliului, dar principial așa se lucrează. Deci când trasez o secțiune, văd armăturile, pot să detaliez suplimentar acolo și să acoperim partea aceasta. Iar renumerotarea secțiunilor se face în orice etapă. Eu vă recomand să o faceți înainte să-l poziționați pe primul, că altfel trebuie să schimbați la toate. Deci dacă voi să schimbați, se intră în setări și pot să-i pun A, de exemplu. Dar următoarea nu va fi B. Dacă vreau următoarea să fie B, trebuie să fac o secțiune, îi zic B, o poziționez și apoi următoarea ar fi C, D, E și așa mai departe. Deci cam atât pentru placă. Mai trebuie ascunse bare și să vă arăt cum facem pe zona asta atipică. Voi face o construcție lângă pentru a-mi simplifica cofrajul. El are posibilitatea să agațe un contur automat, însă conturul automat are nevoie de ajutor în cazul ăsta, ca prea multe elemente.